Horia, cum a fost prima săptămână de pregătire aici în Antalya? O săptămână ca orice săptămână din cantonament. A fost bine că am avut terenuri bune de pregătire, iarbă naturală, n-am mai fost nevoie să facem pe sintetic. Știm că sinteticul cauzează fotbaliștilor. Am avut și 3 meciuri. Eu zic că ne-am descurcat bine în 2 dintre ele. Celălalt a fost mai valoroși ca noi. Însă a venit și o victorie în spre sfârșitul săptămânii, de care ne bucurăm și le așteptăm pe celelalte. Ești capitanul echipei Steaua, o echipă de legendă. Ce înseamnă asta pentru tine? Este o presiune? E o presiune, într-adevăr, fiindcă multe legende au purtat banderola de capitan și antrenorii mei de asemenea și chiar au avut performanțe, nu mă pot compara nici 10%, 5% încă. Sper să fac suporterii mândri și stafful și colegii mei purtând această banderolă în drumul nostru spre promovări. Ce înseamnă de fapt să fii capitanul echipei? Care sunt responsabilitățile? Sunt responsabilități în teren foarte multe. Bine, ca portar ai responsabilitate foarte mare. Trebuie să vorbești, să-i ții aproape de tine, să fie și ei prieteni cu tine și ei între ei, să ai grijă de ei. Cum ai început fotbalul și de ce portar? Am început fotbalul în 2002 la Steaua, am venit, am prins un an de CSA, să spun așa. M-a dus tata cu unchiul meu fiind portar. A zis să încerca fiecare copil. Atunci nu erau așa multe jocuri încă. Aveam 8 ani și era șeful centrului, domnul Majaru. La el m-a dus. Am început cu domnul Ștefan Sameș. Mi-a fost antrenor 5 ani. Și portar el a zis, m-a văzut așa mai solid, eram puțin mai plinuț. Și mi-a zis să rămân în poartă, că e mai bine pentru toată lumea. Aveai un idol atunci când te-ai apucat de fotbal? Când m-am apucat de fotbal îmi plăcea foarte mult Oliver Kahn. Era tot așa un portar nebun, talent foarte mare, un portar pe care l-am urmărit perioada copilăriei. După au venit portarii mai moderni cu jocul de picior dezvoltat și acum îmi place Courtois. Despre portari se spune în general că sunt mai excentrici, că au o anumită nebunie, curaj de a se duce la minge. Este valabil și pentru tine? Da, am nebunie în teren, așa viața de zi cu zi, eu zic că sunt destul de normal. Mai am nebunile mele la antrenament, dar cel mai nebun sunt la meci. Îmi place să joc, îmi place să intru în contact cu adversarii și să rezolv situația. E mai greu să fii capitanul echipei din poartă decât dacă ai fi fost jucător de câmp? În unele meciuri, da, mi se pare mai greu din poartă, fiindcă n-ai contact cu jucătorii să-i ții aproape și trebuie să strigi mult mai tare din poartă. Când jucăm cu suporterii, e dificil să mă audă și de aceea e greu. Despre portar se spune că se maturizează mai greu, mai târziu, din punct de vedere sportiv. Tu, la 24 de ani, unde apreciezi că te afli pe o scară de la 1 la 10? De la 1 la 10? Nu știu, să-l întrebați pe domnul Nițu unde mă aflu. Sunt pe la jumate, să zic, peste jumate acolo. Se maturizează, într-adevăr, pe la 26-27 de ani, dar pentru nivelul ăsta eu zic că sunt destul de matur. Care ar fi calitățile unui portar foarte bun? Reflexele, alonja, curajul? Toate. Ca să fii un portar foarte bun trebuie să fii complet, trebuie să le ai pe toate. V-am spus și mai devreme, în fotbalul modern trebuie să ai și jocul de picior dezvoltat. Mulți antrenori caută asta. Care este senzația ta atunci când primești un gol? Bine că nu prea primesc anul ăsta. Bine, nici anul trecut nu prea am primit. Anul ăsta doar 2 goluri, nu e o senzație plăcută, vă dați seama, dar suntem puternici și revenim. Dar când salvezi unul? E o senzație ca și cum ai marca un gol. Ai vreo strategie la loviturile de la 11 metri? Da, m-a învățat un fost coleg, era mijlocaș central la fosta mea echipă. Mi-a zis el un truc și îl aplic în multe cazuri. Când îmi iese, îmi iese, când bate bine, bate bine, știți cum e, loterie. Unde îți dorești să ajungi din punct de vedere sportiv peste 3 ani? În Liga 1, cu Steaua București.
să jucăm pe noul stadion. Să joc împreună cu echipa. Cum apreciază familia ta meseria de fotbalist profesionist? Chiar apreciază și sunt alături de mine și familia și soția mea. M-au sprijinit de mic, altfel nu cred că ajungeam aici. Sunt momente grele în viața fiecărui sportiv, mai ales sportar, când ai meciuri mai dureroase, așa că se vede imediat greșeala la portare. Au fost alături de mine mereu și cred că mă sprijină în continuare. Vin la meciuri, sunt activi. Și în încheiere, un mesaj pentru suporterii steliști. Vreau să le mulțumesc suporterilor steliști că au fost alături de noi și așteptăm în continuare în meciurile pe care le mai avem să sărbătorim și să sărbătorim la sfârșit promovarea. Sper ca organizatorii echipelor oaspete să facă tot posibilul să putem să-i avem alături de noi în fiecare meci. Forța Steaua!